2 Împărați, capitolul 7, versetul 4, pagina Bibliei 396. Și versetul acesta spune în felul următor: dacă ne vom gândi să intrăm în cetatea Samariei, în cetate este foame și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Amin. Sumbru, sumbru și iarăși sumbru. O imagine lipsită de orice speranță. O situație lipsită de orice viziune de izbăvire. Istoria despre care v-am citit într-un singur verset este o istorie largă. Samaria, care era capitala regatului de nord, regatului Israel acum, pentru că Israel s-a divizat în două, știți bine, din istoria biblică și din istoria laică, sub împăratul Roboam, potrivit 1 Împărați, capitolul 12, Israel s-a divizat în două. 12 triburi sau seminții au format ceea ce se numea Regatul de Nord Israel, cu capitala la Samaria. De fapt, a fost în mai multe locuri capitala, în momentul acesta este în Samaria. Și Regatul de Sud Iuda, cu capitala la Ierusalim. Samaria este acum sub un asediu susținut al sirienilor. Și asediul acesta a fost așa de prelungit că în Samaria, pe lângă faptul că oamenii erau asediați și erau amenințați în felul acesta în război, ori să-și piardă viața, ori să fie vânduți în sclavie, oamenii erau amenințați cu foametea. De fapt, era o foamete atât de cumplită, frați și surori, doamnelor și domnilor, și lucrul acesta este documentat și în cronici extra-biblice, încât femeile, mamele, și-au pierdut gingășia de mame și au devenit canibalice. Dacă citiți textul, veți vedea, părinții au convenit, mamele au convenit să-și mănânce copiii. Este ciudat ce se întâmplă cu natura noastră omenească. Este teribil ce se întâmplă cu omul atunci când este umilit și adus în situația aceea în care să nu aibă o coajă de pâine. Și umilirea Samariei era atât de cumplită încât evreii au recurs să mănânce chiar lucruri necurate. Un cap de măgar era foarte prețios dacă puteau să cumpere așa ceva, cu o sumă exorbitantă. De asemenea, dacă veți citi textul în întregime, bălegar de pasăre, de porumbei, au ajuns să mănânce. În situația aceasta, Biblia, istoria biblică, vine și ne prezintă patru leproși care sunt într-o situație disperată. Toată lumea era disperată în Samaria, ei erau evrei, leproși aceștia, dar situația lor era și mai disperată decât cea a confraților săi. Pentru că potrivit textului din Levitic 13, 1 la 46, care reglementa starea leproșilor, ei nu aveau voie să fie în mijlocul comunității. Se considera că lepra este o boală transmisibilă și în felul acesta li se cerea, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin reglementări preotice, preoțești, ca ei să stea în afară, într-un loc izolat. Și acolo cineva să le ducă din când în când de mâncare, ori dacă era cu putință, să-și construiască o comunitate a lor și să se autosustină. Probabil că ați văzut acel film celebru, Ben-Hur, unde arată scena aceea cu îngrijirea leproșilor.
și este destul de realistic redată, sau probabil cei ce unii dintre dumneavoastră, eu nu am ajuns încă acolo, dar fratele Florin Pindic, când a fost la noi, ne-a povestit, în România, e în, undeva în Delta, dacă nu greșesc, este un sat, o localitate, Tichilești se numește, care este o rezervație, dacă vreți, numai pentru leproși, și oamenii aceștia stau acolo, le cad degetele, le cad mâinile, pentru că lepra mănâncă trupul omului, îl face să devină insensibil la durere și oamenii se desfigurează. Știu că moartea continuă, deși s-au făcut destul de multe descoperiri în domeniul acesta pentru oprirea înaintării îmbolnăvirii de lepră. Deci, leproșii aceștia erau într-o condiție teribilă și uitați care este condiția lor acum. Nimeni nu se mai poate duce la ei să le ducă de mâncare în locul unde sunt izolați. Și ei sunt între două tabere, pentru că sunt în afara orașului Samaria, în afara capitalei, nu pot să intre în tabără în Samaria, pentru că orașul este închis din pricina sediului. Unu și doi, ei sunt leproși și nu au voie să intre acolo. Deci, apoi, nici samaritenii nu au ce să mănânce. Și cine să meargă la ei și să riște, să le ducă de mâncare? Pentru că dacă au ajuns să-și fiarbă copiii și să-ți mănânce copiii, imaginați-vă în ce condiții se găsesc. Să se ducă în tabăra sirienilor, nu? Că sirienii și-au făcut tabără, corturi, întărituri, fiind armata, în jurul Samarei, și de aceea o țineau înfometată ca să nu poată să aibă acces la aprovizionare din altă parte sau ajutoare militare și economice din altă parte. Leproșii aceștia și-au zis, dacă ne ducem în tabăra Samariei, dar când o să ne vadă cum arătăm, posibil că erau desfigurați, poate cu degete pierdute, cu mână pierdută, cu fața desfigurată, mâncată de lepră, pentru că lepra te mănâncă de viu. Când o să ne vadă acolo, ce o să facă cu noi? Nu o să ne dea voie să intrăm în tabăra sirienilor. Aveau trei alternative. Prima, să intre în Samaria, să riște să intre în Samaria și astfel să moară. Pentru că în condițiile în care își mâncau copiii, automat erau omorâți. A doua alternativă, dacă merg la sirieni, vor muri. Și a treia alternativă, dacă rămân între cele două tabere, și așa vor muri. Deci, nici o soluție, nici o ieșire din impas, nici o posibilitate de a trăi, nici o posibilitate de a supraviețui. Se poate ceva mai dezastruos? Să n-ai nicio alternativă în viață? De multe ori, situația prin care trecem ne pune în împrejurări aproape similare. Poate vrei să te pocăiești, vrei să te întorci la Domnul. Dacă te pocăiești, ești alungat de acasă. Dacă nu te pocăiești, moarte eternă. Dacă totuși riști să faci un pas și nu știi încotro să-l faci, îl faci pe riscul tău să devii singur, să devii, deci, așa vorbind omenește, izolat, să devii alungat și vei zice în final, nu am nicio alternativă. Sau te găsești într-o situație în care poate din neveghere ai ajuns sau am ajuns și ai ajuns până într-un punct în care îți dai seama că nu este ieșire din impas. În ce sens? În sensul că dacă admiți că ai greșit, dacă admiți că ai făcut rău, dacă admiți că ai păcătuit, dacă admiți că lucrurile nu merg bine, dacă admiți că business-ul este compromis, dacă admiți că starea ta sau a sănătății tale este așa cum este datorită stilului de viață și vei avea curajul să riști, să spui, asta s-a întâmplat cu mine, asta s-a situația în care mă găsesc, lumea m-a știut că sunt un om bogat, că sunt un om mare, uite în ce condiții am ajuns. Omul este pus în situație să aleagă și este în riscul acela de a nu ști ce face. De aceea, în dimineața aceasta, pentru Biserica Emanuel, seară pentru dumneavoastră din Europa, care sunteți la internet sau știu eu, în Australia este mâine la miază, aș dori să vin cu un mesaj pe care l-am intitulat Este vreo alternativă? Este vreo alternativă? Nu uitați că suntem în serialul acesta Apă din stâncă și trebuie să scoatem apă și de aici. Dumnezeu trebuie să ne învețe ceva, trebuie să ne spună ceva. Este vreo alternativă în viață atunci când lucrurile nu mai au omenește nicio ieșire, nicio scăpare? Și în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, viața ne aduce în fața alternativei de conștiință.
viața ne aduce în fața alternativei de conștiință. Alternativa în viață nu este o invenție shakespeariană sau hamletică, a fi sau a nu fi. În cuvântul Dumnezeu citim că Dumnezeu ne-a pus în față binele și răul, viața și moartea. Și noi suntem aceia care trebuie să decidem. Deuteronom 30, 15 la 20. Tu ești acela care trebuie să decizi, tu ești acela care, pus în fața unei alternative, trebuie să iai hotărâre. Iisus Hristos a spus aceste cuvinte: cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Matei 12 cu 30. La fel în Marcu 9 cu 40. Și haideți să ne uităm la câteva alternative care sunt puse în fața conștiinței tale, în fața conștiinței mele, dar, bineînțeles, nu putem să epuizăm subiectul, pentru că în dreptul tău și în dreptul meu este infinit, în fața multor infinite alternative suntem expuși și noi trebuie să luăm decizii ca așa cei leproși. Prima este alternativa mântuirii. Alternativa mântuirii. Oamenilor le este pusă în față mântuirea. Pentru că au numai două alternative: ori mor, etern, iad, ori se mântuie și vor trăi etern și binecuvântați cu Domnul nostru Iisus Hristos. Este alternativa aceasta a mântuirii. Dar oamenii își pun în felul următor: dacă mă pocăiesc, voi muri. Dacă nu mă pocăiesc, voi muri. Dacă nu mă pocăiesc, este Dumnezeu așa de rău ca să mă pună în iad? Nu este Dumnezeu așa de rău să te pună sau să mă pună în iad. Dumnezeu este așa de drept să te pună în iad. Nu de rău. De drept. Pot să rămân așa cum sunt. Alții n-au auzit Evanghelia. Ce se întâmplă cu ei? Ăla nu-i business-ul tău. Business-ul tău este pentru că auzi să te pocăiești. Deci business-ul meu este ce aud să împlinesc. Ce s-a întâmplat cu alții, cu aceea se judecă Dumnezeu. Nu uitați că Dumnezeu ne-a dat o conștiință și Sfântul Apostol Pavel în Roman, capitolul 2, versetele 14 la 16, rezolvă problema aceasta pentru cei ce nu au auzit Evanghelie. O rezolvă, foarte bine. Însă dacă ne este pus în față mântuirea, frașesturilor, doamnelor și domnilor, și avem această alternativă, cuvântul Domnului ne spune, cu orice păcat venim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă. Bineînțeles, dacă ne pocăim, recunoaștem că am păcătuit, recunoaștem păcatul, Dumnezeu ne iartă. Și urmează că de acolo încolo să ne ducem mântuirea cu frică până la capăt, potrivit Filipeni 2 cu 12, 1 Ioan 1, 7 până la 2 cu 2. Poate că cineva va zice la această alternativă: am păcătuit prea grosolan. Iisus Hristos nu poate să mântuie un păcătos ca mine. M-am compromis prea tare. Am căzut prea tare. Dați-mi voie să vă spun acest adevăr pe care îl știți, însă în contextul subiectului și mesajului de astăzi o să facă sens mai bine la mintea și la inima ta. Nu există păcat pe care să nu-l poată ierta Dumnezeu. Nu există. Dacă există un păcat pe care Dumnezeu să nu-l poată ierta, înseamnă că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Orice este peste puterea lui Dumnezeu, atunci nu mai există nici Tatăl, nu mai există nici Fiul, nu există nici Duhul Sfânt. Un singur lucru nu poate să ierte Dumnezeu. Este hula sau blasfemie împotriva Duhului Sfânt, Marcu 3, 28 la 30. Și ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează necredință. Însemnează că ești expus cuvântului lui Dumnezeu, ești expus în fața realității, vezi exact unde te afli, văd exact unde mă aflu, văd căderea în care mă găsesc, vezi căderea în care te găsești, păcatul în care te afli, vezi ce-ți stă în față moartea eternă, judecata și mânia lui Dumnezeu, asprimea lui, și refuz să mă pocăiesc pentru că în mintea mea și pe lângă margine mai există câte un nepriceput care vine și spune, pentru cazul din este, nu există mântuire. Dar ce crede el? Dar ce crede ea? După ce s-a terferit în păcat, vine și să mântuie? Mântuirea este a lui Dumnezeu. Ion a zis, mântuirea este a Domnului. Nu este a bisericii. Dacă biserica în care te duci spune că ea îți dă mântuire, te-a mințit. Și este o biserică necreștină. Singurul care dă mântuire este Iisus Hristos. Un singur păcat nu se iartă, este blasfemia împotriva Duhului Sfânt și însemnează necredință. De ce însemnează necredință? Pentru că foarte mulți sunt confuși de-a dreptul cu blasfemia împotriva Duhului Sfânt. De ce? Pentru că lucrarea glorioasă a Duhului Sfânt este complexă.
Și printre acestea, printre această complexitate a lucrării Duhului Sfânt, aspectul fundamental pe care Duhul Sfânt îl face cu noi, lucrarea fundamentală a Duhului Sfânt este mântuirea noastră. Ai auzit bine? Mântuirea ta și a mea. De ce? Potrivit cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos, care a murit ca tu să poți să fii iertat, și eu să cred în jertfa aceasta și tu ca să fim iertați, cuvântul lui Iisus Hristos spune în felul următor: când va veni Mângâitorul, Duhul Adevărului, suntem în Ioan 16, El, de la versetul 8 la 11, El are să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata lui Dumnezeu. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează următorul lucru: că poți să-l citești pe Marx de 1000 de ori și rămâi tot nemântuit. Poți să-l citești Evanghelia de 1000 de ori și rămâi tot nemântuit. Însă când vei citi Evanghelia, se va întâmpla ceva ce nu se întâmplă când citești religiile lumii sau cărțile lumii. Și anume, Evanghelia aceasta ne-a fost adusă și dată nouă prin Sfinții Profeți și Apostoli, prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vorbește, pentru că este persoană. Fiindcă este o persoană spirituală, ca și Iisus Hristos acum și ca și Tatăl Ceresc, a intrat în Duhul Apostolilor și a Profeților și în loc să vorbească ei, a vorbit Duhul Sfânt prin ei. A vorbit Duhul Sfânt prin ei. Și Evanghelia aceasta este suflarea, rezultatul Duhului Sfânt pentru noi, lucrarea Duhului Sfânt. Și când această Evanghelie este auzită, când Cuvântul lui Dumnezeu este auzit, Duhul Sfânt îți mișcă conștiința și spune: vezi cât ești de păcătos. Și omul se sperie. Și când omul s-a speriat și a zis: vai de mine, așa cum a zis Isaia, sunt păcătos. Duhul Sfânt îi mai spune, pentru că îi arată întâi că este, îl convinge că este păcătos. Pot să fiu eu cât de abil, sau oricare dintre noi păstorii, cât de abil am fi noi să convingem pe cineva că este păcătos, nu avem succes. Nu avem succes. Nici nu m-am lăudat și nu mă voi lăuda vreodată că am putut să-l dovedesc pe cineva că e păcătos. Nu. Pentru că și dacă l-ai convins pe cineva că e păcătos, ne comportăm ca un copil. În mintea noastră tot în picioare stăm, tot nepăcătoși suntem. Este drept? Este drept. Este drept. Însă Duhul Sfânt zice: tu ești păcătos. Și începe să mă mustre. Vai de mine, ori ce se întâmplă cu mine? Imediat, pasul următor, Duhul Sfânt îl face acesta. Îți arată neprihănirea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Și zice: Lazare, uite-te la jertfa lui. Te curățește de orice păcat. Și eu dacă zic nu, zice, atunci Duhul Sfânt al treilea lucru: Lazare, îți mai arăt ceva, judecata lui Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești, iadul, punct. Așa de rău Dumnezeu? Nu, este așa de drept Dumnezeu. Nu e rău, Dumnezeu este numai bun, Dumnezeu este drept. Atunci, pentru că ai această alternativă, ca și leproșii, ți-a pus o alternativă în față. Și mi-este pus această alternativă în față, și mântuirea noastră este Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt și a Cuvântului. Și Apostolul Petru va spune, 1 Petru 1 cu 23, voi ați fost născuți din nou, deci transformați, schimbați, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în veac și care este Cuvântul lui Dumnezeu. Deci auzind Cuvântul, te naște din nou. Și această naștere din nou o face Duhul Sfânt. Tit 3 cu 5, voi ați fost mântuiți de bunăvoia Lui, a Lui Dumnezeu, a Lui Iisus Hristos, nu datorită meritelor voastre, cum prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt cu voi. Și m-am trezit că sunt mântuit și trebuie să-mi duc această mântuire până la capăt. Dar poate că vei zice ca cei patru leproși: dacă mă duc la Samaria, mor. Dacă mă duc la Sirieni, mor. Dacă mă duc la Dumnezeu cu păcatele mele, când vede că sunt de grosolane, când știe că am fost în biserică și am căzut și am făcut toate nenorocirile care le-am făcut, pentru că sunt așa de grosolan, Dumnezeu mă nenorocește, mă omoară. Sfatul pe care ți-l dau în această dimineață și în această zi este acesta: du-te la Dumnezeu cu păcatul tău, cel puțin să mori mulțumit că te-ai dus. Cel puțin să mori mulțumit că te-ai dus. Și El te-a refuzat. Dar am să spun ceva ce trebuie să te ridice. El nu refuză pe nimeni. Iisus Hristos a spus-o și aș vrea să spun, dacă un păstor vine și îți spune altceva, te minte. Dacă membrii din biserică vin și spun altceva, te mint. Dacă profeți vin și spun altceva, te mint. Eu și tu, noi trebuie să ne pocăim de păcat și trebuie să ne pocăim de orice faptă de fără de lege. Cu orice păcat putem veni la Domnul Iisus Hristos. Iisus, în Ioan 6:37, versetul, partea finală, versetul spune: și pe cel ce vine la mine,
nu-l voi izgoni afară. Am această alternativă, ai această alternativă, te sfătuiesc în numele Domnului Iisus Hristos, crede-L pe Iisus Hristos. Crede-L pe Iisus, eu îl cred pe Iisus Hristos. Și de aceea, pentru că alternativa aceasta este pusă în față, primește mântuirea ta. Oricine te învață altceva, te-a învățat de la diavolul. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune, și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină ca să, ca și alți apostoli mincinoși, ca să înșele pe oameni. În 2 Corinteni 11 cu 14 și de asemenea versetul 13, partea de început. Pocăința și rămânerea în această pocăință. O altă alternativă pe care o avem este alternativa slujirii. Iosua 24 cu 15 este acest cuvânt glorios. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vrei să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, deci mergeți la sirieni. Sau dumnezeilor amoriților în mijlocul cărora locuiți, mergeți la budiști. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Unde ne ducem? În Samaria sau la Asiria? Decizia pe care o luăm este o decizie de viață și de moarte. În care tabără să mă duc? Decizia pe care trebuie să o iai tu și cu mine. Decizia pe care trebuie să o luăm fiecare. Alternativa pe care o avem în această zi este o alternativă pe lângă mântuire, una de slujire. Prea ne-am învățat să nu facem nimic. Prea v-ați învățat să nu faceți nimic. Prea ne-am învățat spectatori. Să venim să vedem, este o cântare bună astăzi? Este o predică bună astăzi? Cine este la biserică astăzi? Cu cine ne închinăm astăzi? Sigur, Dumnezeu a dat harul diferite la diferiți oameni. Și lucrul acesta nu se datorează lor, a oamenilor, ci lucrul acesta se datorează bunăvoinței lui Dumnezeu. Nu vreau să ofensez pe nimeni, pentru că mi-o spun mie în primul rând. Niciunul dintre noi nu este mai vrednic decât măgarul lui Balaam. Dacă Dumnezeu vrea să-ți deschidă gura, vorbește. Dacă nu te-o deschide, nu vorbești. Amin? Prin urmare, când stai în fața Evangheliei, nu stai numai ca și spectator. Ia să vedem ce mai aud astăzi. Ia să vedem ce mi se spune. Este bine. Și mi-e place să aud o predică bună, să aud o cântare bună, să fiu o rugăciune însoțită de Domnul. Dar trebuie să lucrez pentru aceasta și trebuie să lucrez pentru aceasta. Trebuie să te zmerești înaintea lui Dumnezeu și trebuie să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu. Asta presupune că în fața noastră este pusă această alternativă de slujire. Însă oamenii se scuză și sunt inactivi cu următoarele gânduri. Eu nu am niciun dar spiritual ca să slujesc. N-am să vin mâine seară la meeting. Eu nu am nicio chemare divină pentru a sluji. Eu nu știu ce chemare am ca să slujesc. Sunt deja prea mulți lucrători ca să-i mai încurc și eu cu slujirea mea. Dumnezeu mă cunoaște. El știe că sunt prea ocupat cu multe lucruri ca să mai aștepte de la mine să mai fac ceva pentru El. Mai fac o donație din când în când. Și așa? Slujim, sfârșim slujind Eului. Slujim firii pământești, intereselor mici care destabilizează biserica, familia, relațiile dintre prieteni, relațiile din biserică. Alternativa care ne este în față este aceasta. Ori dumnezeilor amoriților, pentru că în final acolo, ori suntem cu Domnul, ori suntem împotriva Lui, ori lui Dumnezeu, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Este și pentru tine alegerea aceasta? Trebuie să slujim Dumnezeu. Este alternativa binecuvântării personale, pe de altă parte. Autorul tuturor binecuvântărilor cu siguranță că este Dumnezeu. În Iacov, capitolul 1, versetele 16 la 17, ni se spune clar, tot ce ni se dă bun și desăvârșit vine de sus. În Ioan 16, 23 la 24, același lucru. Roman 8, 26 la 27. Dar avem și această alternativă, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca să alegem binecuvântarea. Și să binecuvântăm. Este alternativa aceasta. Pentru pace în casă. Deuteronom 6, 1 la 9. Pâinea cea de toate zilele. Matei 6, cu 11. Înțelepciune. Alternativa înțelepciunii. Iacob 1, 5 la 6. Alternativă pentru vindecare divină avem. Binecuvântarea aceasta. Matei 9, 35 la 36. Dacă venim la Domnul Iisus Hristos cu toate problemele noastre, El este credincios și drept. Și cuvântul lui Dumnezeu spune acest lucru și îmi place foarte mult să citesc deseori în Matei 9:35, când sufletul mi este amărât, citesc aici, pentru că aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Când a văzut Iisus mulțimile, știți ce spune în continuare? I s-a făcut milă de ele.
Pentru că știu că asta este inima lui Dumnezeu. I s-a făcut milă de ele. Când te vede, când mă vede, i se face milă de tine. Alternativa binecuvântării o ai tu, o am eu, să vin la el. Alternativa fericirii, Ieremia 29:7. Rugați-vă pentru țara în care trăiți, pentru binele ei, pentru liderii ei. Și nu vă speriați cu îngeri nepricepuți care totdeauna vin la și îți arată sicrie și îți arată steaguri negre și îți arată scufundarea Californiei și în sfârșit Arizona ajunge la apă. Forget it. Ei, fiți serioși, Arizona. Trebuie să știm ce credem. Binecuvântarea ne aparține, avem această alternativă. Să venim la Domnul nostru Iisus Hristos cu toată inima, cu toată bucuria și acești patru leproși au avut această alternativă. Să aibă binecuvântare, s-au folosit de ea. Dacă știți istoria biblică, s-au folosit de ea. S-au folosit de ea și au fost binecuvântați. În al doilea rând. Deci, primul rând, viața ne pune în fața multor decizii de conștiință, alternativa deciziei. În al doilea rând, modelul deciziei la acțiune a celor patru leproși. Ce au făcut acești leproși? Ce model ne oferă ei? Ce model îți oferă ție în dimineața aceasta aici în Biserica Emanuel? Sau ție care ești la internet? Ori astăzi în direct, ori mâine când sunt foarte mulți care ne urmăresc pe internet, a doua zi, după serviciul divin. Care este modelul lor? Modelul lor, frați și surori, doamnelor și domnilor, este un model întreit, dacă vreți. Primul, acțiunea lor a fost îndrăzneață. Acțiunea lor a fost îndrăzneață. În viață trebuie să fii îndrăzneț. Dacă vrei să fii binecuvântat, trebuie să fii curajos. Foarte mulți stau înapoi, dau înapoi. Ar vrea să fie băgați în seamă, totdeauna se pun pe banca din urmă. Unde ești greu de văzut. Mai ales dacă mai avem și miopie ca și mine și nu văd până acolo în spate. Nu? Ești binecuvântat, ai talent, dar te ascunzi mereu, te ascunzi mereu. Poate mă întreabă, poate mă întreabă. Trebuie să fii îndrăzneț, trebuie să spui, frate, aș putea să fac lucrul acesta. Cu ce aș putea sluji biserica? Nu ca să te afirm, eu am o voce așa de bună, frate, de mă ascultați tremurați. Nu, că nu vrem să tremurăm. Nu vrem să tremurăm. Vrem să slujim pe Domnul. Vrem să slujim pe Domnul. Acțiunea lor a fost îndrăzneață. De ce a fost îndrăzneață? Uitați-vă la aceste aspecte. Legalistii și religioși n-aveau voie, după Levitic 13:1-46, să intre în Samaria. N-aveau voie, legalistii și religioși. Pe leproși ținei deoparte. Și de aceea, ca să se ridice și să se ducă ori în Samaria, ori în Siria, trebuia curaj. Pe de altă parte, tot ce făceau ei, oricare decizie implica risc. Pentru că nu aveau ce să caute la sirieni. Erau evrei și sirieni erau împotriva evreilor. Erau leproși și nu le trebuiau niște leproși să mai aibă grijă de ei. Au știut sirienii foarte bine, pentru că înainte de Ben-Hadad este Naaman, care a fost lepros. Au știut că au avut acolo un lepros în mijlocul lor sirienii. Ce să ne mai trebuiască patru de la evrei? Era risc. În sensul lașității, ia uitați-vă, în sensul lașității, de asemenea s-au arătat îndrăzneți. Știți care este problema, frați și surori? Noi de multe ori în viață facem lucruri care ne aduc rușine. Dar leproșii aceștia, știți cum și-au pus, cum îi înțeleg eu, s-au pus în discuție în felul următor. Suntem leproși, asta nu putem să negăm. Dar de ce să fim și idioți? Ne ajunge una. Oamenii sunt păcătoși, domnule, sunt mincinos, dar să fiu și criminal. Adică ne trebuie lașitate de felul acesta? E destul că avem una. E destul că ai una, dar avem noi mai multe, nu? Și atunci au arătat îndrăzneală. Modelul lor este îndrăzneală. Vrei să intri în binecuvântare? Ai această alternativă, să îndrăznești. Iisus Hristos a spus-o tot timpul. Îndrăzniți! Eu am biruit lumea. Că dacă numai stai și te plângi și nu mă vede nimeni și nu mă bagă nimeni în seamă și nu mă știe nimeni. Pune-mă pe telefon și sună și spune că sunt bolnav. Și te vede toată lumea apoi. Îndrăzniți. Comunică. Ia legătura cu biserica, ia legătura cu frățietatea. Îți trebuie puțin curaj, îți trebuie puțin îndrăzneală. Un alt aspect al
activităților este, acțiunea lor a fost unanimă. Acțiunea lor a fost unanimă. Toți patru au decis, mergem de data aceasta la Sirie. Mergem la Sirie. Este greu să faci o decizie unanimă. Și în familie este greu să fii unanim. Dar se poate din când în când, nu? Se poate. Cel puțin o decizie majoritară. Cel puțin o decizie majoritară în viață. Și dacă am făcut o decizie majoritară, înțelepciunea și bunul simț ne învață restul să ne ducem după această decizie. Și în familie, și între prieteni, și în biserică, și în business. Așa se lucrează, așa se lucrează corect, așa se lucrează civilizat, așa se lucrează cu frică de Dumnezeu. Nu că dacă ești în minoritate, în sensul deciziei sau hotărârii, votului care s-a făcut în indiferent ce domeniu, păi părerea mea nu contează. Bă, da, a contat, de aceea a fost votat afară. A contat ca nepotrivită. Deci nu gândi, nu gândi în felul acesta că nu e nevoie de tine sau nu e nevoie de mine. Nu putem să fim în toate lucrurile întotdeauna de acord în unanimitate, dar se poate și unanimitate. Se poate și unanimitate. Mai ales între prieteni, mai ales în familie. Decizia lor a fost imediată. Deci un alt aspect în modelul lor, decizia lor a fost imediată. S-au sculat în noaptea aceea și s-au dus în tapăra sirienilor. Exact ceea ce vă spuneam și în mesajul trecut, potrivit psalmului 81, versetele 13 la 16. O, de m-ar asculta Israel, astăzi. Decizia lor a fost imediată. Și uitați care, ce aduce decizia aceasta imediată. Înfruntarea vrăjmașilor. Dumnezeu a înfruntat pe sirieni din pricina lor, în cazul de față, în momentul acela. Sigur, din pricina lui Israel, dar ei au fost în front, înainte. Mâna Domnului împotriva vrăjmașilor, dușmanii ne-ar linguși, fericirea ar curge ca un râu, hrana ar fi îndestulată, ba chiar belșug, de lux, un de lemn, zice acolo în psalmul 81, 13, 16, binecuvântări de unde n-am spera, mere din stâncă, după cum avem și apă din stâncă. Dumnezeu scoate lucruri de unde nu crezi. Este alternativă și unde nu este alternativă, frați și surori. Dumnezeu nu este încurcat nici de sirieni, nici de chinești, nici de teroriști, fasciști, arabi, nu este încurcat de ei, nu este încurcat de opoziția mea sau de opoziția ta, de credința mea sau de credința ta, pentru că pe Dumnezeu și nimicul ascultă, nu lucrurile de nimic, nimicul, și cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, îl ascultă. Dumnezeul nostru, în adevăr, este un Dumnezeu al minunilor. Dar trebuiește hotărâre, trebuiește curaj, trebuiește decizie. Și în final, în al treilea rând, alternativa care, pe care o onorează Domnul. Alternativa pe care o onorează Domnul. Uitați-vă din nou la leproșii aceștia și haideți să ne uităm la ei. Ce au făcut ei? Ce trebuie să faci și tu? Primul lucru, folosește-ți binecuvântarea din plin. Folosește-ți binecuvântarea din plin. Ia uitați-vă ce spune în 2 Împărați, capitolul 7, versetul 8. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus de le-au ascuns, s-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucrurile pe care le-au dus și le-au ascuns. Este prima fază. Și-au folosit din plin binecuvântarea. S-au săturat, s-au îmbrăcat, s-au aprovizionat și au avut grijă și de ai lor. Pentru că s-au dus să pună deoparte. Dacă au ascuns, n-au ascuns numai pentru ei, fiți siguri, pentru că s-au gândit, tabăra noastră de leproși, Tichileștiu e aproape, că nu-i departe, nu? Le ducem și la confrații noștri. Când Domnul te binecuvintează, folosește-ți din belșug, din plin binecuvântarea. Dacă se coboară peste tine harul lui Dumnezeu la rugăciune, nu te opri din rugăciune. Dacă se coboară la cântare, nu te opri din cântare. Dacă Dumnezeu te cercetează, citind doar cuvântul lui Dumnezeu, continuă să citești. Dumnezeu are ceva să vorbească, are ceva să-ți atingă sufletul. Folosește-te din belșug. Dacă Dumnezeu ți-a dat o binecuvântare materială, un dolar în plus, 100 de dolari în plus, 1000 de dolari în plus, folosește-o și mulțumește lui Dumnezeu pentru ea, pentru că Dumnezeu este cel ce poartă de grijă. Dumnezeu este cel ce poartă de grijă. Pe de altă parte, ce au făcut?
au făcut parte și altora din binecuvântarea lor, pentru că aceasta îi place de Dumnezeu. Au făcut și altora parte din binecuvântarea lor. Ia uitați-vă versetele 9 și 10 din 2 Împărați 7. Apoi și-au zis unul către altul, și acesta va fi mesajul meu următor, dacă mă ajută Domnul: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat păstrăjerii de la poarta cetății și le-au spus: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai legați și măgar legat și corturile așa cum erau, și bineînțeles hrană din belșug. Dumnezeu onorează lepădarea de sine, Dumnezeu onorează altruismul, Dumnezeu este împotriva egoismului, că dacă m-a binecuvântat pe Domnul, m-a binecuvântat numai pe mine. Nu, dacă ți-a dat ție, ți-a dat ca să faci parte și celui necăjit, și celui amărât, și celui sărac. Dacă mi-a dat, mi-a dat să fac parte. Dă de știre casei împăratului, cu alte cuvinte, dă de știre bisericii lui Hristos, frați și surori. Eu am căutat pe Domnul, spune David în Psalmul 34, și El mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Ce ziceți? Avem exemple în față, nu, sora Natalia? Avem cazuri în mijlocul nostru. L-am căutat pe Domnul, l-am strigat din groapa mocirlii, de la marginea gropii, din fundul adâncului, și Dumnezeu mi-a răspuns, mi-a dat viață. Dă de știre lui Dumnezeu, înalță numele Lui că ți-a făcut bine. Când Domnului? Căci mi-a făcut mult bine. Nu este bine să tăcem? Dumnezeu ne-a dat această alternativă. Dăm de știre casei împăratului, pentru că acolo e foamete, acolo e dezastru, acolo e canibalism, acolo sunt lucruri ciudate. De ce să moară frații noștri? Dă de știre familiei tale. Marcu 5, 18-19, Iisus Hristos l-a vindecat pe omul acesta și a zis către el: du-te și spune la ai tăi ce ți-a făcut Domnul. Du-te și spune cum te-a binecuvântat, cum te-a vindecat, cum te-a curățit, cum ți-a redat pacea, cum ți-a redat familia, cum a nimicit pe cel rău, cum l-a trimis în adânc înainte de vreme. Du-te și spune pretutindeni, Marcu 5 cu 20. Spune în biserică, Dumnezeu, fă o mărturie. Psalmul 22 cu 21 la 27 sunt cuvintele lui David, dar sunt ale lui Iisus, pentru că sunt profetice. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te îndepărtezi de mine fără să-mi răspunzi? Te chem ziua și nu-mi răspunzi, te strig noaptea și tot nu-mi răspunzi. Am ajuns un verme, nu mai sunt om. Niște tauri din Basan mă înconjoară, niște câini îmi dau târcoale, mă mușcă, apă, nu mai pot de sete, trupul meu este uscat, mi-au străpuns mâinile, picioarele, coastele. Doamne, Tu ești drept, răspunde! Și dacă răspunzi, în adunarea Ta voi vesti lucrul acesta. Voi spune bunătatea Ta. Ce scuze. Și a vorbit. A vestit bunătatea Domnului. Îndurarea Lui. Nu este apă aici. Sărăcie la Samaria. Ați văzut? Apă din stâncă. Thank you. A spus, voi vesti îndurarea Ta fraților mei, pentru ca poporul care cheamă numele Tău să se îmbărbăteze, să fie încurajat, să se ridice. Și alții au nevoie să audă de minunile Domnului, ca să creadă și să încreadă în Domnul. Psalmul 40, versetul 1 la 3. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit strigătele, mi-a ascultat plângerile. M-a scos din groapa pierii, din fundul mocirlii. Mi-a pus piciorul pe stâncă și a uitat ce spune în versetul 3. Mulți au văzut lucrul acesta și au crezut. N-a fost nicio alternativă înainte. Eram plin de lepră. Samaria m-a alungat, sirienii mă omorau. Oriunde mergeam era moarte. Dar în strâmtorarea mea, spuneam, căutat pe Domnul. Și El s-a plecat spre mine, s-a îndurat de mine, m-a curățat de lepra mea, mi-a pus piciorul pe stâncă și acum binecuvântez pe Dumnezeu. Binecuvântez pe Dumnezeu. Frați și surori, Domnul este bun cu noi.
ne-a pus în față viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Întrebarea este aceasta: ce alegem? Ce alegi? Până când vrei să mai amâni? Crezi că trăiești etern sau trăiesc etern? Nu cred. Nu putem trăi etern în trupul acesta, dar vom trăi etern, ori în iad, ori în rai. Aș vrea să trăiesc cu Domnul. Care este alternativa ta? În momentul acesta spui, n-am nicio alternativă, ba da, alternativa noastră este Domnul. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu mai sta să trăiești în păcat, nu mai sta să trăiești numai plângându-te. Vino la Iisus cu condiția ta, cu situația ta. Dacă ai ales binecuvântarea și mă gândesc și mă bucur să o fi ales, Dumnezeu te va binecuvânta. Și pentru că ți-a convins mintea și inima să fii în locul acesta, ori să stai la internet ca să asculți mesajul acesta, cum ți-am spus mai înainte și o repet din nou cu toată sinceritatea, nu este abilitatea mea sau a uneia dintre noi ca să stăm în fața dumneavoastră și să vă spunem ce vă spunem, este abilitatea Duhului Sfânt. Este înțelepciunea Lui, nu este a noastră. Nu este a noastră. Dumnezeu a îngăduit să vii aici, să stai la internet, ca să-ți vorbească, să-ți spună că te iubește, să spună că există o alternativă pentru tine. Nu moartea, alege viața. Alege binecuvântarea, ca să trăiești, să fii fericit tu și casa ta. Mă rog Domnului ca alegerea cea mai potrivită să fie a ta, să fie a mea, să fie a noastră. Să putem să învățăm și din viața acestor oameni care sunt lepădați de societate, dar sunt prețioși în ochii Domnului. Lepădați de mulțime, aleși de Dumnezeu. Uitați că Dumnezeu poate să facă minuni și cu niște leproși și pentru leproși care n-au altă soluție decât moartea omenește vorbind. Cuvântul cu care încheie este acesta. În momentul acesta, frașii și surori, doamnelor și domnilor, literar, asta înseamnă aidoma. Domnul se uită peste popor și vreau să vă spun, inima Lui este plină de compasiune. Haideți să ne ridicăm în picioare și pentru că este un Dumnezeu compasionat, adică milos, mișcat de milă. Profetul Ieremia spune, mi se mișcă Duhul în mine de milă pentru tine, Israele, pentru că este mișcat de milă, Domnul. Te rog și te invit, spune-i starea ta lui Dumnezeu în rugăciune și lasă alternativa puterii Lui să lucreze în dreptul tău. Tu și cu mine să ne pocăim și să spunem, Doamne, am păcătuit, am greșit, am făcut ce este rău. Am zis că nu mai există salvare pentru mine, dar am auzit cuvântul tău, Iisuse, că pe cel ce vine la mine nici de cum n-am să-l dau afară, te rog, spală-mă, curățește-mă și fă ca Duhul tău să mă conducă de aici încolo să pot să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur de tine. Și Dumnezeu își va pune mâna peste tine și casa ta, peste voi și casa voastră și ne va binecuvânta pe toți. Amin? Ne rugăm Domnului!